Radu, felicitări pentru această victorie. Cum a fost meciul? Mulțumesc, foarte bun. La început am început mai greu, dar pe final am reușit să aducem victoria echipei noastre. Această revenire a coincis și cu intrarea ta pe teren, ai intrat în repriza a doua, noi am marcat două goluri pe final, te gândeai chiar că vei reuși să și marchezi și mai ales golul victoriei? Niciodată, dar am sperat până la sfârșit să câștigăm și cu atitudine am reușit. Mai avem un hop, meciul de joi cu Galatasaray, ce-ți propui la această partidă? Ne propunem toți să câștigăm meciul și turneul. Ce-ți propui tu pe plan personal în acest sezon care a început de puțin timp? Nimic, vreau doar să ajut echipa să câștige campionatul național și cam atât. Succes! Mulțumesc! Tudor, felicitări pentru această victorie! Mulțumim mult! Cum s-a văzut meciul din teren? A fost un meci dificil, cum s-a văzut și din tribună, cred. Prima repriză a fost destul de grea, în a doua consider că am început să jucăm mai bine și să fim peste ei și a venit victoria. Te așteptai să revenim și să reușim să câștigăm această partidă? În meci ne gândim doar să câștigăm în timpul meciului. Pentru noi există doar victoria. Învin și sunt învin și nu. L-am sperat până în ultimul moment și cred că s-a văzut. Mai este un meci la acest turneu. Ce așteptări ai? Păi să câștigăm, bineînțeles, nu? Considerăm că suntem cei mai buni din acest turneu și vrem să și demonstrăm asta. Vrem să jucăm mai bine decât Galatasaray și să câștigăm turneul. Tu ai venit de puțin timp aici în Academie. Da. Cum ai reușit să te obișnuiești cu tăi colegi? Cunoșteam mulți băieți de aici, de la Academia Hagi, și mi-a fost foarte ușor. Toată lumea este prietenoasă și este un cadru minunat aici. Ce așteptări ai tu personale pentru noul sezon? Sper să joc cât mai bine, să în folosul echipei și să avem rezultate cât mai bune. Succes! Mulțumesc! Robert, felicitări! Cum a fost meci? A fost un meci greu, dar prin ambiție, prin dorire am reușit să-mi vin. Te așteptai să mai revenim? Sincer, nu. Nu mă așteptam, dar am făcut un meci extraordinar, toată echipa, am muncit mult să ajungem aici. Și am reușit să-mi vinge. Două meciuri, două penalturi scoase de tine. Da. Încă niciun gol marcat, le păstrez pentru următorul meci? Cu Galatasaray, da, pentru ultimul meci. Ce așteptări ai de la acest ultim joc din turneu? Nu am așteptat. Îți cunoști adversarul? Nu. Vreau decât să-mi vinge, atât. Și să marchez. Ce așteptări ai și tu, cum i-am întrebat și pe colegii tăi, pentru acest sezon? Reușite cât mai multe, convocări la lotul național, goluri, cam atât. Anul trecut ne-am luat locul 3 pe țară, da. Anul acesta, locul ce-ți dorești? Să fim campion național. Succes! Mulțumesc frumos!